Bună seara, doamnelor și domnilor, dragi pietreni, la mulți ani! Deschidem oficial Piatra Fest 2017, manifestările dedicate Piatra Fest 2017. Vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi și pentru început, în aplauzele dumneavoastră, îl invit alături de noi pe domnul primar al municipiului Piatra Neamț, domnul Dragoș Chitic. Așadar, urcă acum pe scenă domnul primar al municipiului Piatra Neamț, domnul Dragoș Chitic, domnule primar. Bună seara tuturor, dragi pietreni, bună seara Claudio și dați-mi voie să-mi invit colegii, să-mi invit pe domnul prefect al județului Neamț, domnul Vasile Panaite, colegii mei, viceprimari, doamna Luminița Vârlan, domnul Bogdan Gavrilescu, colegii, consilieri locali, vă rog să poftiți pe scenă și membrii delegațiilor din orașele înfrățite prezente astăzi la Piatra Neamț. Vă rog să urcați pe scenă. O zi frumoasă astăzi, se anunță vreme frumoasă pe perioada tuturor celor 4 zile de Piatra Fest 2017. Iată un nou eveniment care sunt convins va atrage un public numeros aici, în zona cea mai importantă a orașului nostru, zona istorică și culturală, Curtea Domnească. Vă rog, domnul Șlomo, haideți aici. Domnul Petru, haideți aici. Pentru început, vreau să mulțumesc pentru că a răspuns prezent invitației, deși are un program foarte încărcat, și o să dau cuvântul pentru a spune câteva vorbe despre evenimentul de astăzi domnului prefect al județului Neamț, domnul Vasile Panaite. Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc în primul rând domnului primar pentru invitația pe care mi-a adresat-o și vreau să vă asigur că mă simt onorat că mi-ați făcut această invitație. Vreau să mulțumesc în aceeași măsură pentru aceste zile frumoase pe care le organizați astăzi la Piatra Neamț. Vreau să salut prezența invitațiilor noastre și să-i asigur că vom face tot ce va fi posibil din partea noastră pentru a se simți bine astăzi la Piatra Neamț. Vreau să urez un sincer la mulți ani tuturor pietrenilor și comunității noastre din Piatra Neamț și de pretutindeni pe care îi invit să vină acasă, să trăim împreună și să facem de așa natură ca Piatra Neamț să redevină piatra și perla Moldovei. Vă urez la mulți ani tuturor pietrenilor, urez la mulți ani Piatra Neamț! Mulțumesc, domnule prefect! Pentru că e o zi specială a orașului nostru, așa cum este obiceiul, am transmis invitații orașelor înfrățite cu orașul nostru și avem prezente la Piatra Neamț în această perioadă și în această seară pe scenă delegații din patru comunități importante, orașul Lod din Israel, orașul Kiryat Malachi, tot oraș israelian, din Liboca și respectiv dintr-o regiune din Ucraina, din regiunea Dubno. Pentru a nu greși, am să vă rog să-mi permite să citesc numele șefilor delegațiilor și totodată am să invit pe rând să adreseze câteva cuvinte. Și am să încep cu domnul Shimi Moshe, fost primar al orașului Kiryat Malachi, pietrean de-al nostru, născut, crescut aici, la Piatra Neamț, actualmente stabilit în orașul israelian Kiryat Malachi și, pentru că vorbește limba română, am să-l rog pe dumnealui să adreseze câteva cuvinte din partea orașului înfrățit Kiryat Malachi. Vă mulțumesc, domnule primar, mă simt onorat să fiu aici lângă dumneavoastră, domnule prefect, doamna viceprimar,
oaspeți din Ucraina, din peste tot, și vă adresez și dumneavoastră un salut cald, ca petrean. Eu sunt petrean, domnule, sunt de-a vostru. Mă simt acasă. Mă primiți ca acasă. Viu în fiecare an aici, fiindcă vă iubesc. Aici m-am născut, aici m-am educat, aici am învățat și datorită temeliei care am primit-o aici, la Piatra Neamț, am ajuns la ce am ajuns acolo, în Israel. Sunt aici împreună cu o delegație formată din domnul inspector de învățământ, dr. Eldar Shalom, un foarte bun amic, foarte bun prieten, un frate. Este aici și un colonel, domnul David Galam, care reprezentăm împreună și orașul Kiryat Malachi și primarul care n-a putut să vină, dar transmite cel mai multe urări de bine, domnul Lalu Zoar. Dragii mei, mă simt mândru că viu la Piatra Neamț. Un oraș atât de frumos, curat, plăcut. Vă spun, ridicați capul sus, fiți mândri că trăiți într-un asemenea oraș. Poteți fi mândri, e un oraș splendid, frumos. Cum a spus domnul prefect, să-l aducem înapoi să-i pierd la Moldovei. Domnul prefect, eu vă spun, mă simt mai mult decât pierd la Moldovei. Pierd la țări, pierd la Israel, României. Și vă urez tuturor. Am văzut cum vă ocupați. Am văzut cum vă ocupați. Și vă urez ani mulți și buni. Piatra Neamț, la mulți ani. La mulți ani, Piatra Neamț. Mulți ani de bucurie, cu sănătate, cu veselie, să vă dea Dumnezeu și domnul primar să poată să vă mai continue să vă poziție momente din astea plăcute în care să vă adunați, să vă bucurați și să vă simțiți ca frați. La mulți ani! Mulțumim, domnul Shimon, să vă rog să mai rămâneți puțin, pentru că am să-l invit pe primarul orașului Lod, domnul Iair Revivo, să ne adreseze câteva cuvinte, iar domnul Shimi va trebui să ne traducă. Erev tov ve chag sameach. Bună seara și sărbători fericite. Ani adaber bivrit, ani rosh ir milod b'Israel. Eu sunt primar al orașului Lod din Israel, dar să vorbesc în limba evraică. ואנחנו קשורים בברית ערים תאומות עם פיאטרה ניאמץ למעלה מ-30 שנה. נוי סנטם לגס דה אורשו פיאטרה ניאמץ כפרץ 30 דה. אני רוצה להגיד לכם שיש לכם עיר יפה, עיר נקייה, עיר מטופחת, עיר עם עבר היסטורי. כל הכבוד לכם שזכיתם לגור בעיר כזאת נהדרת. ברוסו וספונקו ועצו נורש, קורת, פרמוס, פלקות, קלט, כרשתי יש איזה קומפורטה, פוטס ומנדרי. Că aveți ocazia să trăiți în un asemenea oraș. Umea la col, ești la hemroș irne edar, dragos, tișmeru alav, u benedar. U roțe le cademe tair azot, u oevet hem, u oevet atoșavim, u oevet tair. Aveți aici un primar foarte bun, dragos, destoinic, priceput. Iubește foarte mult populația și iubește orașul. Trebuie să-l păstrați, să-l auziți grijă de el, să-l întăriți. Multă putere, domnule dragos. אני רוצה לאחל לכם סרבדור פרג'יטל המוצן. כמה התרדוק, אה? מוצמים פרומוס, שאם זה להנביט בדומנו פטרו פנצ'וק, פרשדינטה לקונסיל לוי רענל ליבוקה. ברור. נזיבה, נדרת האסיסטנצה, מולסטימץ, סווינס פרינץ, Dragi prieteni, știrea z Ucraina. Vă fericităm din Ucraina. Mi se unii predstavim două oameni Ucraina, Cernivețcu și Rivnințcu. Suntem din Cernăuț și din Rovno. Dujă priemnă того, що є сьогодні разом з вами. Sunt fericit că sunt aici astăzi în orașul vostru. Я четвертий раз в цьому місці. А патра ора sunt aici. Місто Перлина. Орешел форте фрумос, ей о корона ді Карпати. Гарні люди. Фрумоси лумі. Гарні громадяни. Фрумос читицин. Хороше керівництво.
І бун примарія. І я радий з того, що я сьогодні разом з вами. Sunt foarte bucuros că sunt aici astăzi împreună cu voi. România e дружньою країною для України. România is frații Ucraine, suntem toți împreună. Місто П'ятраннямці побратимом глибокої. Orașul П'ятраннямці, orașul Хлібока, sunt frăciți, înfrăciți. Scuzați, nu prea bine vorbesc în română, dar o învăț. Я хочу подякувати румунському народу і жителям міста П'ятраням за вашу підтримку України, яка сьогодні веде боротьбу із нашим ворогом, з росіянами. Mulțumim pentru toți românii și țara voastră că ne susțineți pe noi în timpurile tare grele pentru Ucraina, că avem vina. Război. Avem război cu rușii și vă mulțumim din toată inima pentru susținere, pentru prietenii. Ми дякуємо за цю підтримку. Ви mulțumim mult. Ми її відчуваємо. О, simțim cu inima. Mulțumim. Mulțumim frumos. Це найкраща підтримка. Asta e prea mult pentru noi și pentru Ucraina. Вона дійсно йде від серця. Suntem frați și simțim asta de inimă. Ми разом. Suntem împreună. Дякуємо за підтримку. Mulțumim. Vă dorim multe sănătate, dragoste și iubire și fericire. Slavă Ucrainei, trăiască neamul! I wish all the best! Slavă vam! Mulțumim! Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, mulțumesc tuturor celor prezenți din orașele înfrățite la Piatra Neamț, mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate, pentru prezența la Piatra Neamț. Dragi pietreni, înainte de a vă adresa și eu câteva cuvinte, aș vrea să încep prin a felicita pe cineva în această seară și am să-l felicit pe prezentatorul acestei seri, Claudiu Ladan, elev al Colegiului Național Petru Rareș, un elev cu care ne mândrim pentru un premiu important obținut de curând la un festival național. Dragi pietreni, dragi prieteni, zilele unei localități reprezintă sărbătoarea cea mai importantă a comunității respective. De aceea am pregătit un program special pentru zilele orașului Piatra Neamț. 4 zile de sărbătoare aici la Curtea Domnească, 4 zile în care vă invit să ne bucurăm împreună de spectacolele care vor avea loc, de evenimentele incluse în programul acestei sărbători importante pentru orașul nostru. Vom avea totodată și va urma după festivitatea de deschidere un moment important pentru că eu așa cred că trebuie să se comporte o comunitate, o administrație publică locală să-și cinstească, să-și omagieze pe cei mai valoroși din comunitate. Și vom avea o premiere a elevilor olimpici din orașul nostru, cei care au obținut premii importante la olimpiadele la care au participat și vom avea un eveniment important care trebuie de astăzi încolo să se întâmple în fiecare an. Premiem cuplurile care sărbătoresc nunta de aur. 50 de ani de căsnicie înseamnă un lucru extraordinar și acești oameni prezenți aici trebuie să reprezinte un exemplu și pentru ceilalți, un exemplu pentru comunitate. Haideți să-i aplaudăm! Ne aflăm în zona istorică și culturală Curtea Domnească. Este practic punctul cel mai important al orașului nostru, atracția principală a acestui oraș, și ne-am propus ca în acest an să avem foarte multe evenimente aici, în această zonă. Nu o să mai pomenesc evenimentele care au avut loc deja, nu o să vorbesc nici despre evenimentele următoare,
dar vreau să știți că am pregătit un calendar bogat de evenimente pentru acest an. Vă invit încă de pe acum să participăm cu toții aici, la Curtea Domnească, să ne amintim de istoria orașului, să ne cinstim înaintașii și să marcăm împreună momentele importante ale comunității noastre. Trăim într-un oraș frumos, trăim într-un oraș apreciat, trăim într-un oraș de care suntem mândri. Vreau să vă mulțumesc și acum, după un an de zile, pentru faptul că m-ați ales în iunie 2016 să fiu primarul vostru. Vreau să vă asigur încă o dată de faptul că atât timp cât voi ocupa această funcție, voi face tot ceea ce depinde de mine ca acest oraș să se dezvolte, ca voi, locuitorii acestui oraș, să vă simțiți cât mai bine. Vă invit să fim în continuare o comunitate închegată, o comunitate unită, o comunitate în care să ne respectăm fiecare dintre noi, o comunitate care să-și amintească de înaintașii noștri și o comunitate care să pună bazele unui viitor strălucit în acest oraș. Dragi pietreni, este ziua în care deschidem zilele orașului Piatra Neamț, sărbătoarea cea mai importantă a orașului nostru, și vreau tuturor să vă urez multă sănătate, să aveți parte de bucurii, putere de muncă, să vă simțiți cât mai bine aici, la Piatra Neamț. La mulți ani, pietreni, la mulți ani, Piatra Neamț! Yeah.
frumos la Piatra Neamț, o seară frumoasă vă doresc și eu tuturor, o sărbătoare frumoasă. Claudiu, te rog să preiei conducerea evenimentului. Mulțumim doamnelor și domnilor, domnul primar al municipiului Piatra Neamț, domnul Dragoș Chitic. Mulțumim și oaspeților noștri și le urăm evident ședere plăcută la Piatra Neamț. Am început evenimentul așa cum se cuvine, am ascultat pe fundal melodia orașului nostru. E frumos la Piatra Neamț și într-adevăr este superb la Piatra Neamț.